Bun. Uh, Alexandra, să știți că așa este și momentul în, care, momentul în care muncim, muncește, pentru că este o fire foarte optimistă și puternică. Uh, Tizerul s-a referit și la faptul că te-a făcut foarte puternică și o conjunctură de viață în care tatăl tău a fost cu adevărat uh, axul central, axul, da. adică stâlpul vieții tale, pentru că mama ta, o femeie altfel superbă... Uh, ales să nu fie lângă tine. A optat să plece din țară într-o perioadă destul de grea pentru România. Avea. Eu aveam 2 ani și jumătate când a plecat ea. Uh, era Asta fiind pe, vremea, am pulut pe vremea, pe vremea, da, da, da. Și ea a plecat cu un contract în Italia. A decis uh, să se mute acolo. ea sperând că îmi va face mie un viitor mai bun. Uh, eu am rămas cu tata și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat așa, adică eu nu știu cum ar fi fost uh, viața mea, dacă aș fi plecat în Italia, dacă m-aș fi gori. mutat. Uh, eu îi mulțumesc Dumnezeu că s-au întâmplat toate astea, pentru că am învățat să fiu un om responsabil, un om care știe ce înseamnă munca, un om care știe ce înseamnă respectul față de ceilalți și un om care a crescut cu niște valori. Indiscutabil, nici da. nu avem uh, vorba de chestia asta, dar mama ta s-a pierdut pe drum, nu? Adică adică cu viitorul n-a mai venit? Că eu te știu pe tine muncindă, mică, te știu Nu, că... mama nu s-a mai întors niciodată în țară. Mama a fost, a continuat să fie acolo pianistă, deci nu s-a dus să facă altceva. A, deci de aici cu pianul? Da. Da. Wow. Eu m-am apucat să fac pian pentru că voiam să fiu ca mama. Uh, și la un moment dat, când m-am dus în Italia și am cântat la pian, am decis că nu mai vreau să fiu ca mamă. De și ce? Asta, asta. E, așa a fost să fie. Uh, dar sigur că în familia asta, muzica este un liant pentru toată lumea. Foarte bine. Mm. Asta e un lucru foarte bun. Da. Bun. Și uh, e foarte important, până la urmă, să, uh, să poți să crești și să fii puternică deși și mai ales... Tatăl tău este un erou, pentru că un bărbat da, să crească da, da, o, da. un copil. Deci tata chiar și, merită statuie. Exact, da. și mai mult el ne. Adică, domnule, ți-ai refăcut viața, ai avut pe el pe tine te-a dus. Da, și mai e ceva. Tata, și cred foarte mult în chestia asta, nu e suficient să ai un copil și să-l iubești. Trebuie să ai talent de părinte. Așa este. Tata, în mod real. Uh, a avut flair în a mă crește, adică a simțit, întotdeauna era cu un pas înaintea mea, simțea ce am nevoie, simțea ce urmează să-l întreb, simțea ce urmează să fac exact. și mă, mă sfătuia. Tata nu m-a întrebat niciodată ce faci, unde te duci, cu cine te duci, de ce te duci, dăm numărul de telefon să te verific, niciodată. Permanent eu am simțit nevoia să-i spun lui tata, tocmai pentru că nu mă verifica. Lucru foarte important în adolescența unei fete crescute de un da. tată. Eu am avut o relație foarte specială cu tata și am în continuare, pentru că a fost o relație de prietenie. Tata nu m-a tratat ca pe un copil crescut fără mamă, care trebuie mânghiat pe creștet. Niciodată. Tata nu mă laudă. Eu îl întreb, nu. tata, ai fost la spectacolul meu? Cum a fost? El zice, mă rog, să zicem. Asta este suprema laudă. Când e mă rog să luată luată zicem, la înțeleg că, la că e de bine. Da, da, da. Am uh, înțeles. Când e ceva, zice, mai avem de discutat. Ok. Și după <laughs> aia mai aveți de discutat. <laughs> da. Deci dacă relația cu tatăl tău este de... Nu Numai de admirație reciprocă, pentru că e și reciprocă, deși se ascunde el, dar și de prietenie. și până la urmă, un părinte trebuie să fie, în primul rând, părinte, prieten. prieten cu, cu copilul lui. Da. Relația cu mama, până la urmă, cum ai defini o casă? Uh, e foarte ciudată, pentru că uh, eu nu știu aproape nimic despre mama. Adică, noi cunosc tabieturile, nu știu dacă îi place să bea cafea sau nu, dacă nu știu lucrurile astea despre ea, pentru că nu am stat lângă ea. Dar, în primul dar vă rând. Ne vedem, din când în când. Uh, să... Ne vedem, da, da, da. Uh, ne, mă duc la Viena și mă întâlnesc cu ea, pentru că ea acum s-a mutat la Viena să cu mama ei, cu bunica mea, uh, dar este foarte interesant. Pentru că, de exemplu, uh, deși nu știu nimic despre mama, ne-am trezit în aeroport îmbrăcate amândouă la fel, foarte cu aceeași tari. cămașă. Uh, noi avem o pasiune pentru parfumuri, am în suntem... Și Oana te întreabă de tot soiul de da, parfumuri. da, da, îmi plac parfumurile speciale, am nas foarte bun, simt uh, din cum e compus un parfum. E un talent pe care nu mi l-am dezvoltat în niciun fel, dar îl am. Și mama e la fel. Și uh, ne-am trezit, de exemplu, că ne pupăm și e cu ce parfum ești dată? Zic, e hey, un parfum vechi, nu știi tu, se cheamă Rumba, a fost lansat de la uh, în 1938, zice, Ania, că i-am zice, Ania, ăsta e parfumul cu care eu mă dădeam în perioada când te-am făcut pe tine. Vai! <laughs> Auzi, Dacă astea azi, sunt întâmplări. Și cu, cum, cum se rezonează lucrurile astea în, în sufletul tău? Uh, frumos, frumos, pentru că. Adică Dar poți să faci cu ideea că, băi deci tata este un erou. Dar nu trebuia să fie singur. Asta vreau să-ți spun. Datorită lui tata, care m-a crescut foarte frumos și care în momentele mele de revoltă pe care le-am avut, îmi spunea: Nu ai dreptul să judeci mama, este cea care ți-a dat viață și orice ar fi pe lumea asta, rămâne mama ta. Datorită felului în care m-a educat și m-a format, eu cu mama acum. Suntem bune prietene. Foarte Noi tare. vorbim, uh, eu i-am -am înțeles pornirea de a pleca din țară, am înțeles de ce a vrut ceva mai bun pentru mine, pentru ea, poate și pentru tata. Uh, am, am înțeles, am iertat, mi-a fost foarte greu, am trecut, au fost niște lupte monstruoase în Irești. sufletul meu, Irești. dar acum pot să mă uit în ochii ei și să-i spun, îți mulțumesc și că ai plecat și că am rămas doar cu tata. O, doamne! În fine, gata, încheiem cu subiectul ăsta. Pe de altă parte, înainte să te întreb ce o să fii, sâmbătă la te cunosc de undeva... Că poate... O să fiu bine! O să fiu bine? O să fiu un tip bine! Bărbat? Ce bărbat o să fii? Dan Spătaru! Oh, deci, trebuie să-i dăm microfonul și să începem tot ce a fost în viața Ai mea odată. Tratul, voi eu lăsa și eu Și mi eu mi-aș fi dorit piesa asta, crede-mă. și mi-aș fi dorit și multe alte piese. <coughs> vin la noi la Megidia. O <coughs> <coughs> cum este vin la noi la Megidia? Deci, din toată muzica ușoară românească pe ne care... să cânt, cum cânta Nenea vin la noi la Megidia. Nu, me când vă uitați voi sâmbătă de la, <coughs> la ora 20 <coughs> și o să vedeți. Vin la noi la Vin la noi la Megidia. <coughs> Vara când seria. se coace via. E foarte frumoasă piesa. Deci, la teatru? Exact. La teatru? Unde? Vin și la teatru. Nu, nu, nu. Uh, la teatru să zic, spectacolele mori. în care nu joc cu Tania sau <laughs> cum să Deci, 12 la număr. Hai, da, numărați și la mine. La teatru Elisabeta am așa. Boing Boing, încurcătură la nivel înalt. Încă nu, dar o să fie. Dezbracăte, vreau să-ți vorbesc. Da? Capcană pentru un bărbat căsătorit. Uh, la teatru Metropolis, Pijamale Fantoma, Dragostea mea la teatru Ion Creangă Goie în țara minunilor Aolo, ce mai am? Ce mai am? Sunt top. Uh, Arsenic și dantelă veche la teatrelii uh, scoatem acum o nouă premieră pe 2 noiembrie la teatru Elisabeta avem premieră cu Puricele în ureche de feidou, o bulevardieră clasică deja uh, și cred că le-am zis pe toate, sper. La tine știu că, deci, lucrând cu tine la diverse evenimente, mi-am dat seama. Deci. E cu metodă, se învață. Adicări, are... cu ce metodă? Ce cu metodă? Să lasă, spre lasă spre cu mine? metodă. Deci noi am avut împreună cu Alexandra niște prezentări în limba engleză de niște chestii medicale <laughs> da, da, de da, stăteaminte da, da, da. în loc. Dar uh, suntem prea buni. Dar de le-am depășit cu brio. <laughs> se pare normal, doamnelor și domnilor. Uh, Alexandra Velniciuc la Teatru și la Te Cunosc de undeva, ocazie cu care îi mulțumim pentru sinceritate și pentru putere. Și eu